bun găsit la specialiștii în sănătate. Ce vedem astăzi? Virozele respiratorii și gripa, simptome, tratament, prevenire. Avantajele proteticii dentare moderne și grija pentru dinții copilului, în rubrica La dentist cu dr. Leahu. Noi informații privind afecțiunile veziculei biliare și sfaturi de prevenire a îmbolnăvirii. O nouă rubrică de noutăți, recomandări și curiozități din sănătate. Este sezonul virozelor respiratorii și al gripei. Potrivit studiilor de specialitate, peste 200 de virus provoacă aceste afecțiuni. Dacă virozele au simptome mai ușoare, cu un debut mai blând și manifestări ce pot fi ținute sub control, gripa are un debut brusc și agresiv, cu febră puternică, stare generală de rău și complicații ce pun în pericol viața. Cu detalii privind virozele și gripa și complicațiile pe care le provoacă, vin medicul generalist Mihaela Radcu și medicul pneumolog Florin Mihălțan. Infecția acută de tract respirator este cea mai frecventă infecție din patologia umană. Afectează toate grupele de vârstă, în special copiii mici și bătrânii. Din punct de vedere morfologic, este o afecțiune inflamatorie de etiologie infecțioasă. Deci este cauzată de infecții acute date de virusuri, bacterii sau germeni atipici care pot fi clamidii sau micoplasme. Viroza respiratorie poate debuta cu simptome banale, lăcrimare, strănut, durere în gât. Atâta timp cât starea generală a pacientului, mai mic sau mai mare, nu este alterată și apar aceste semne necaracteristice, probabilitatea cea mai mare este ca afecțiunea să fie virală. Când tabloul clinic al pacientului se alterează și apar modificări ale stării generale, cu o febră care se menține la valori mari timp de mai multe zile, atunci etiologia este probabil bacteriană. Dar cea mai mare frecvență a bolilor respiratorii ca etiologie este dată de virusuri, în jur de 80-90% din afecțiuni. O afecțiune virală poate fi complicată însă de una bacteriană, iar simptomele se agravează. Pentru că este bine de știut că o afecțiune virală deschide larg poarta pentru afecțiunile bacteriene. Și un organism mai sensibil, care se apără mai prost, care este tarat, poate să dezvolte ulterior o suprainfecție bacteriană cu o complicație locală sau generală. O complicație locală legată de sfera orele, sinuzite, rinite, laringite sau afecțiuni generale care pot degenera în pneumonie cu tablou septic, cu afectarea generală a organismului. Cred că este important ca toți pacienții respiratori să știe că sunt pacienți cu risc de infecție virală sau bacteriană. În general, acești pacienți mai au și alte boli asociate, care toate scad pragul imunitar și pragul de apărării acestor organisme. Medicul este acela care decide dacă este necesară administrarea antibioticului sau nu. Folosirea antibioticului se face numai la indicația medicului, niciodată fără indicația unui medic. Antibioticele pot da și fenomene alergice. Deci e bine de știut că orice antibiotic trebuie folosit numai la recomandarea medicului, în funcție de semnele și simptomele pe care le are pacientul, în funcție de probabilitatea circulației unui anumit germen bacterian într-o anumită perioadă de timp a anului. Și este bine de știut că folosirea fără discernământ a antibioticelor duce la creșterea fenomenelor de rezistență. Ulterior, când un pacient poate să aibă nevoie de un antibiotic într-o afecțiune infecțioasă mai gravă, poate să nu mai răspundă la antibiotice, la antibioterapie. Ei trebuie să știe că în acest sezon, tratamentul pe care îl primesc de la specialist, de multe ori un tratament cu medicamente bronhodilatatoare, trebuie să fie extrem de riguros
și respectat zilnic, indiferent că are o zi bună sau o zi rea, el trebuie să-și facă acest tratament fără pauze, pentru că patul bronșic este pregătit în felul acesta să facă mai bine față unei infecții care, sigur, agravează inflamația la nivelul acestor căi aeriene inferioare și agravează, de fapt, boala. Și un supliment de vitamine și, sigur, că multe dintre aceste boli, în afară de circuitul acesta viral și bacterian, există o agravare legată de poluare, de fumatul pasiv și fumatul activ. Trebuie să evite în momentele în care sunt oscilații de temperatură, umiditate excesivă, să iasă din casă, vorbesc de pacientul cronic respirator. De asemenea, când sunt anunțate acele excese de poluare, mai ales în marile aglomerații urbane, apropierea intersecțiilor mari, trebuie să le evite. Trebuie să evite contactul cu masa mare de oameni în anumite momente de socializare, pentru că este momentul de transmitere al virusului gripal și altor tipuri de viroze. Și nu în ultimul rând, orice simptom care este însoțit de febră, tuse și de multe ori expectorație, care trece într-o culoare galbenă sau verde, aceste simptome îl dirigeze către un medic de familie sau un medic specialist. Protetica dentară a cunoscut în ultimii ani o evoluție spectaculoasă. Tehnologia modernă în stomatologie asigură la ora actuală calitatea dinților și scurtează spectaculos timpul în care este redată funcționalitatea danturii. Părinți, nu ignorați problemele dentare ale copiilor. Vizitele periodice la dentist îl scutesc pe cel mic de probleme grave de sănătate pe parcursul vieții. Informații pe larg privind cele două subiecte în rubrica La dentist cu dr. Leahu. Bun găsit! Execuția coroanelor dentare a necesitat mult timp intervenții laborioase. Medicul stomatolog investea răbdare și timp, iar pacientul era nevoit să vină de nenumărate ori în cabinet. Tehnologia a evoluat, iar acum putem să-ți oferim coroane dentare într-o oră de când te-ai așezat pe scaunul stomatologului. Tehnologia CEREC eliminăm multe etape tradiționale ale restaurării dentare. Nu mai ai nevoie de amprentă, de lucrări provizorii și sărim peste drumul la tehnician. Beneficiind de tehnologia CEREC, pacientul primește coroana mult mai repede în aceeași ședință, în aproximativ o oră și jumătate, și obține într-un final o coroană extrem de estetică, adică va fi destul de greu să-ți dai seama dacă persoana respectivă are o coroană sau un dinte natural. Odată ce am fost informați de medicul stomatolog că trebuie să îmbrăcăm un dinte, avem posibilitatea de a opta între mai multe tipuri de coroane. Coroanele clasice, coroanele tradiționale, sunt confecționate în laborator. Asta înseamnă că pacientul trebuie să vină de mai multe ori la medicul dentist pentru a lua amprente, la probe și ulterior la lucrarea finală. Totuși, prin această tehnologie nouă, CEREC, putem să finalizăm coroana în aceeași ședință, fără acel procedeu neplăcut de amprentare, la care foarte mulți pacienți au reflex de vomă, scanând doar arcadele și frezând ulterior coroana tot aici în clinică. Cum funcționează tehnologia? Un computer dotat cu o cameră specială intraorală înregistrează amprenta digitală a segmentului în care va fi efectuată restaurarea. Imaginea astfel capturată este transferată pe ecranul computerului și va oferi medicului dentist o vedere tridimensională a zonei restaurate. Procesul de scanare este unul foarte simplu. Practic, cu o cameră intraorală se pozează fiecare dinte, după care informația este trimisă la mașina de frezat. După frezare, coroana este introdusă în cuptor și în doar 30 de minute poate fi gata să fie montată în cavitatea orală. Mulți pacienți cred că gata, acum avem coroane, putem să nu mai avem o igienă orală extrem de riguroasă. Totuși, dacă nu curățăm extrem de bine cu periuța și ulterior cu oața interdentară, se poate caria dintele pe sub coroană. Practic, îl putem scoate cu tot cu coroană dacă nu avem suficientă grijă.
De-a lungul timpului, în cei 30 de ani de la apariția primului sistem CEREC, acesta și-a confirmat precizia și rezistența, devenind cea mai importantă opțiune de tratament restaurativ în Statele Unite și o ramură distinctă în medicina dentară modernă. Prima vizită a celui mic la medicul stomatolog joacă un rol foarte important în prevenție și în menținerea sănătății orale pe termen lung. Mai mult de jumătate dintre copiii care trec pragul clinicilor stomatologice ajung cu urgențe dentare, acuzând dureri mari. De ce este bine să venim periodic cu cel mic la dentist? Aflați în materialul următor. Motivând că dinții de lapte vor fi oricum înlocuiți, mulți părinți subestimează sau ignoră problemele care apar la acest tip de dentiție. În realitate însă, dinții de lapte joacă un rol extrem de important în dezvoltarea normală a dinților definitivi. Cu toți știm că zâmbetul copilului nostru este cel mai important. De aceea, profilaxia ajută copilul să aibă o sănătate reală. Adică, el de când se naște, noi îi creăm rutinele, rutina cu masa, rutina cu somn. Dacă introducem și rutina cu mersul la stomatolog, atunci copilul va deveni un adult responsabil de sănătatea lui reală. Mergând frecvent la medicul stomatolog, este mult mai ușor ca medicul stomatolog să prevină orice problemă dentară care poate să apară la cei micuți. Printre principalele probleme care apar în mod frecvent la copiii cu vârste cuprinse între 0 și 12 ani, se numără cariile, urgențele dentare, problemele ortodontice, dar și afecțiunile ce necesită tratamente complexe. Dacă este între 3 și 4 ani, o vizită scurtă înseamnă 5-10 minute în care medicul se uită la toți dințișorii să nu aibă vreo carie incipientă apărută ulterior și poate efectua un periaj și o florizare locală pentru a mai întări smalțul dinților. Orice dinte în momentul în care e rupt este foarte sensibil la orice atac acid. Dacă cumva este urmă de carie, de streptococul în gură, acel dinte imediat se poate îmbolnăvi. Sigilarea ce face? Vine și netezește șanțurile dintelui să nu se mai acumuleze în ele placă bacteriană și implicit nu se mai formează carie. Am ajuns la final. Ne găsiți și pe pagina de Facebook a emisiunii La Dentist cu Dr. Leahu, dar și pe site-ul drleahu.ro. Și nu uitați, în spatele fiecărui zâmbet frumos se află un dentist bun. Noi informații privind afecțiunile veziculei biliare și sfaturi de prevenire a îmbolnăvirii. O nouă rubrică de noutăți, recomandări și curiozități din sănătate, imediat după publicitate. Rămâneți cu noi! Continuăm subiectul privind afecțiunile veziculei biliare. O să aflați când se pune problema îndepărtării veziculei biliare, cum poate funcționa organismul fără colecist, cum se poate preveni îmbolnăvirea. Cu detalii, conferențiar dr. Bogdan Mastalier, medic primar, chirurgie generală, șeful secției de chirurgie din cadrul Spitalului Colentina din București. În momentul în care apar anumite disfuncții, anumite suferințe pe zona aceasta, trebuie cerut sfatul medicului. Nici întotdeauna trebuie discutat cu medicul. Nu trebuie așteptat ca lucrurile să ajungă într-o situație dificilă. Trebuie acționat de la început. Lucrurile se pot rezolva mult mai ușor când sunt în faza lor mai simplă, mai puțin complicată și în funcție de ce se descoperă, cum spuneam, la ecografie, se poate merge cu investigația spre explorări imagistice mai complicate, omul respectiv primește și un sfat adecvat vis-a-vis de care anume este conduita optimă de urmat. Dar spuneam, nu trebuie să existe teamă vis-a-vis de îndepărtarea chirurgicală a acestui apendic al arborelui biliar. Ea se poate realiza în ziua noastră, în zilele noastre, este una dintre intervențiile simple, să spun așa. Se poate realiza prin chirurgie clasică, chirurgie deschisă, se poate realiza prin chirurgie minim-invazivă, laparoscopică, cunoscută tot așa de către marea masă a populației care vine și ne întreabă pe noi chirurgii, spune, doctore, ne poți opera cu laserul? Deci acea operație cu laserul, de fapt, nu este cu laser, ci este o operație minim-invazivă, laparoscopică, în care, practic, prin
3-4 găurele mici de 5 mm sau maxim 1 cm fiecare se îndepărtează cu ajutorul unui instrumentar special, colecistul din abdomenul pacientului. Cei care au rămas fără colecist, întâi trebuie știu foarte clar, spuneam că noi putem trăi foarte bine fără colecist, dar sunt câteva nuanțe și aici. Întâi trebuie ca medicul care se apucă să îndepărteze colecistul din corpul unui pacient să fie convins că suferința pacientului este dată într-adevăr de colecistul lui bolnav. Întâlnim adesea medici, mai ales dintre cei tineri, dornici să aibă activitate chirurgicală și care poate că se lasă puțin înșelați de prime simptome, prime suferințe ale unui anumit pacient și se grăbesc să-i scoată colecistul. Cum spuneam, trebuie să fim siguri că, virgulă, colecistul este cel vinovat de suferința pacientului, deoarece dacă mai există sau există o altă cauză a suferinței pacientului, noi, îndepărtând colecistul, nu rezolvăm problema și atunci suferința continuă să existe din cauza că nu a fost îndepărtată cauza. Aceasta este un aspect. Alt aspect. Sigur că da. Și eu explic tot timpul pacienților mei faptul că, mai ales în prima perioadă de după îndepărtarea colecistului, trebuie să fie foarte atenți la modul de alimentație și la modul de viață, deoarece organismul nostru uman este un organism deștept, el se adaptează la noi situații și el, după un timp, câteva zile, săptămâni, o lună, două, trei maxim, ajunge să se adapteze la noua situație în care nu mai există colecist și să-și regleze ritmul de eliminare al bilei în intestin, astfel încât să nu mai reprezinte o problemă pentru digestia omului respectiv. Însă acest lucru trebuie bine cunoscut și pentru a se evita suferința de după îndepărtarea colecistului, există chiar un sindrom numit sindrom postcolecistectomie, oamenii trebuie să înțeleagă că este foarte important să aibă mese ordonate și să bea lichide, tocmai pentru ca permanent, de undeva din amonte, dinspre segmentele digestive superioare, să vină un ceva, un conținut alimentar care să împingă la vale această bilă, care poate că altfel are tendința să reflueze în stomac și să dea o gastrită destul de păcătoasă, gastrita de reflux biliar post-colecistectomie. După un timp, spuneam, nivelurile de secreție și excreție biliară hepatică se reglează, însă e bine de reținut faptul că păstrarea și pe mai departe a unei ordini de viață și de alimentare, cu mese ordonate, cu lichide multe băute, cu evitarea anumitor alimente grele pentru digestie, este un lucru bun pentru oameni. Vin oamenii și mă întreabă cât mai trebuie eu să mă chinui, domnul doctor, cu acest regim pe care mi l-ați dat. Și întreb mirat, păi despre ce chinuială? Păi să mănânc mese ordonate, să nu mănânc grăsim, păi poți să încep să mănânci ce vrei, că eu nu stau paznic, sau eu însă sunt obligat ca și medic să-ți spun ce ar trebui să faci. Și acest lucru îl spun cum îl spun și mie și îl spun și dumneavoastră, că pentru a nu avea probleme de digestie, orice om, chiar și cei sănătoși, ar trebui să respecte câteva idei din acestea de bun simț vis-a-vis de ordinea meselor, de hidratare, de odihnă, de evitarea stresului, eforturilor exagerate și așa mai departe. Știri din sănătate, sfaturi medicale și informații inedite în rubrica de noutăți, recomandări și curiozități din sănătate. 4.200.000 de ouă contaminate cu fipronil, un insecticid interzis în Uniunea Europeană, descoperite la o fermă de păsări din Drăgănești, Vlașca, județul Teleorman. Suspiciunea a apărut în luna noiembrie anul trecut, dar s-a confirmat abia acum. În urma deciziei Direcției Sanitare Veterinare Teleorman, ouăle contaminate vor fi distruse. Sunt însă suspiciuni că pe piață există la vânzare și carne de pasăre contaminată cu această substanță. Deocamdată, autoritățile încearcă să stabilească sursa contaminării cu fipronil.
Substanța extrem de toxică este folosită în special pentru combaterea căpușelor. Dacă ajunge în organismul uman, poate afecta grav sistemul nervos, rinichii, ficatul și tiroida. Însă, spun specialiștii, s-ar ajunge aici dacă omul ar consuma ouă contaminate timp de o jumătate de an. Agenția Națională a Medicamentului avertizează în privința unei creme aflate pe piață care a fost notificată ca produs cosmetic cu declararea unor ingrediente naturale și care, în realitate, conține substanțe active medicamentoase. Este vorba de produsul Aurderm Crema cu mimoză, smirnă și propolis. Etichetată de producător drept un produs naturist cosmetic, crema este de fapt un cocktail de substanțe medicamentoase, precum diclofenac, lidocaină și procaină. Produsul a fost identificat de autoritatea austriacă de profil ca neconform, care a emis o alertă în acest sens. Se arată într-un comunicat al Agenției Naționale a Medicamentului. Agenția atenționează pacienții să nu achiziționeze crema respectivă aflată încă pe piață până la finalizarea procedurii de retragere de la comercializare urmată de distrugerea produsului, având în vedere posibilul impact negativ asupra sănătății. Știați că există o boală bizară, liniile lui Blașco, caracterizată de apariția unor dungi ordonate pe corp? Dungile apar sub formă de V pe spate sau în formă de S pe piept și abdomen și nu au legătură cu sistemul nervos, muscular sau limfatic. Boala este denumită astfel după numele dermatologului german Alfred Blașco, cel care a studiat-o. El a ajuns la concluzia că afecțiunea este provocată de mozaicism, o formă de sindrom Down. Ediția de astăzi a emisiunii Specialiștii în Sănătate a ajuns la final. Ne mai puteți vedea pe site-ul naționaltv.ro și pe pagina noastră de Facebook. Ne vedem și sâmbăta viitoare la aceeași oră. Până atunci, la revedere!